Columna 49. Ai mai fost aici? Nu, prima dată. Hai să vedem. Dacă au șeful, să le dai sau registratură, cancelare, să înregistreze petiție. Familia persoanei pentru cine faceți plângere? Femeie. Dar nu puteți să înregistrați plângerea și să răspundeți, doamna, în termen legal? Eu nu registrez plângerea asta. Din, dar aveți un secretariat cineva? Dar eu și nu. Păi asta întreb. Deci puteți, domnul, corespondența, domnul, oficială înregistrați? Domnul. Corespondența oficială înregistrați? În primul rând nu mă filmați. Ba da, vă filmez. Că e un conflict. Filmați, e un conflict, doamnă. Trebuie să domnul, rezolvați. Domnul, nu mă filmați pe mine, domnul. O să mă dați în judecată dacă credeți că vă încalc un drept. Da, asta este încălcarea regei mele. Vă rog frumos, nu mă filmați. Înregistrați femeie petiție sau chemați șeful? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Are petiție, doamnă. Ia uitați, că domnul se filmează pe mine. Eu nu are drept să mă filmez. Dar voi aveți drept să mă filmați, da? Dar unde am filmat eu? Ia uite camera. Domnul, ce s-a întâmplat? Are petiție. Vrea să o înregistreze sau să o rezolve acum cu vreun șef? Da, eu sunt administrator. Și petiție? Eu n-am prima dată vin la dumneavoastră și eu n-am lăsat adresa mea de acasă la dumneavoastră. Și primește reclame? Da, reclame de la dumneavoastră primesc. Când? Dar rotați, ia că așa e. Stați așa. Da, cum că? Și vreți să știi de unde aveți date cu caracter personal. Dar când ați primit asta? În 2015 și în 2016. Și mai înainte am primit-o, dar le-am aruncat plicurile. Deci, dumneavoastră ați fost la noi? N-am fost, eu prima dată vin acum la dumneavoastră. La oficiul ăsta este prima dată, dar la altă adresă? Că noi am avut la Pușkin 3 sau la Gagarin, n-ați fost vreodată. N-am dacă... fost, doamnă, vă greșit. Dacă eu n-am de unde să aflu. Haideți, doar o clip, se eliberează biroul meu, ne ducem în computer și ne uităm. Bine. Iar ceea ce ține chestiile este a cei care vin la noi și fac testarea uzului, se introduc datele în computer. Și atunci când schimbăm adresa sau dacă sunt niște sărbători, s-a trimis... o felicitare, adică nu-i... Bine. Deci așteptați un pic să-i liberez biroul. Am fost. Doamne, vreau cum să facați la bachile și te dezmâni cu... Îndați-mi bachile, unde ajungi? Deci noi am avut adresa la Pușkin 3. Pușkin 3 sau de unde asta Pușkin 3? În centru, o lecuță mai la deal. Ați fost la noi, ați făcut audiometrie pe 31 ianuarie 2007. Nu țin minte. Asta că nu țineți minte asta dumneavoastră, dar sunt datele. Am și audiometria dumneavoastră. În momentul când se introduce în UAC, în baza de date, se introduc datele, pentru că asta ne cere programul. Dar ce în 2016? În 2016 noi am avut niște promoții. Nu țin minte că v-ați fost și Pușkin acolo. Deci, doamna, nu contează. Aveți acordul ei spre lucrați datele astea? Păi, dar normal, fiecare ne le dă binevol, nimeni nu ne le dă. Și nu le-am și dat, nu le-am dat la cineva străin, dar i-am trimis ei, adică nu... Nu le-am împrăștiat în altă parte. Noi nu le-am dat la da, dar ea crede că n-avea de unde să aveți datele astea. Păi, dar datele din dumnea ei. Noi nu putem să facem audiometrie fără datele introduse în program. Deci când 2007 și dacă... Pe 31 ianuarie. Buletinul meu e schimbat, dacă dumneavoastră și-ați cerut buletinul, cum și-a de la mine? Dar nu este buletin aici, nu sunt datele buletinului, nu este codul nu personal. Nu este codul personal aici. Numai numele și adresa. Și data naștere. Un telefon eventual dacă l-ați dat, atât. Și am avut în 2016 niște promoții care s-au trimis, adică pe cine interesează. Noi n-am trimis la nimeni altcineva. Eu n-am avut ce să dau adresa dumneavoastră. Mie, dacă ți-au făcut testare, te-au întrebat de unde ești, cum te numești. Cu atât mai mult în momentul în care noi
ne schimbăm oficiul dintr-o parte în alta, ne suntem obligați să anunțăm. Iată, eu vă arăt. Puteți să vă apropiați. De exemplu, dacă v-aș face dumneavoastră testare. Uitați-vă, eu nu pot câmpurile. Să trec să fac testare până nu introduc câmpurile. Ok. Și iată, codul personal, nicăieri nu mi-l cere. Adică okay. Eu nu, el l-am cerut. De ce nu aveți semnătura mie dacă eu trebuie să am ceva? Dumneavoastră, la mână ați primit o audiogramă, rezultatul la testare. Trebuie să o aveți... Eu. Trebuie să o aveți undeva pe acasă sau prin cartela medicală, dar nu sunt datele introduse acum față de dumneavoastră. Nu fai dat să nu uităm ca și în vieche. Asta ea. Dacă dește unde e. Nu știu. Eu știu că nu am fost poștă. Nu. Eu știu că la medicul din spital de clinică eu mă duc să mă adresez. Că eu n-am bani euro, cum a scris euro. Și... Aici am, asta e de la spital, din 2012 și îți spuneți că ați scris atunci noi. Absolut, la toți se dă rezultatul testării. Absolut, categoric. Din 2007, da? Din 2007. Asta e din 2007. Deci asta e ca mie vechi. Și este din 98-2002, iar 2002, e ca 2007. Nu e așa. Dar de ce ar fi venit la privat dacă ea tratează la stat și nu-și permite? Nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Aveți vreun parteneriat cu ministerul sau cu... Nu avem, dar... Vin oamenii doar dacă n-au... Este publicitate, de exemplu, stradală, omul trece sau aude din gură în gură. Nu, doamna, îți fot, eu nu pot să mă greșesc. Am legătură cu spitalul și așa cu vă, dar n-am în 2006, dar deci că ați scris în cărticică, unde-i, dar... Doamna, n-am scris în cărticică. Ți-o dat o hârtie, ți-o dat o hârtie separată. O foaie cu audiometria. Așa mă mut eu să-mi faci program, dacă eu o fac singur, îmi fac și medicul de la spital. Cum să ajung eu aici? Și în raion și aici în Chișinău. Vă rugăm să înregistrați petiția și să-i răspundeți conform legii. Nu, eu sunt invalid și eu nu umblu cu ei. Din 2016, doamna... Scrisorile, da, le păstrează. Acum și-a amintit că o a deranjat acum am înțeles că datele ei personale au fost divulgate, probabil, de către medici. Divulgate n-au fost. Pentru că ele n-au fost divulgate. Vă rugăm la nimeni. Să demonstrați că aveți bază legală să dețineți și să folosiți. Dar e și normal că avem bază legală. Vă rugăm să registrați petiția și să-i răspundeți conform legii. Este originalul și ea are copie, că pe copie ei puteți spune să... număr de intrare sau număr... Adică rog ștantii la... Cea rotundă mare, da. Copie la tine, Valentina. Dă-i copie. Valentina, dă-i copie. E ca asta. E ca asta. Este exemplarul tău. Ție să-ți dea număr de înregistrare. Copii Xerox, n-am schimbat nimic. Da, corect. Și dacă sunteți șefa, prima dată vă văd, nu văd, în 2007. Da, sincer, spun că eu cunosc oameni. Din 2005 lucrez, doamnă. Și dacă zici că am fost în 2007, nu v-am văzut cu dumneavoastră. Dacă mai lucrează și alți medici. Și chiar dacă eram eu, nu cred că... Arătam ca acum, în 14 ani mă țineți minte. Și credeți-mă că 100% ați fost dumneavoastră, că nu putea altcineva să-i fac testarea. O să vă rog să-mi arătați cartela medicală, că mai aveți niște audiograme. Haideți să le comparăm. Nu este de la spital. Da, haideți să le comparăm, să vedem. Da, în ce sens comparați? Rezultatele? Adică să vedem dacă auzul ei corespunde, nu corespunde, în okay. Anumite frecvențe. Pentru că doar... Față de dumneavoastră am deschis, n-am... În 2012. Nu, dar asta nu demonstrează nimic. Nimic nu demonstrează. Nu, demonstrează că doamna are o pierdere de auz, are o hipoacuzie. Asta da, dar au testat-o medicii la stat. Că... Nu a venit la firma dumneavoastră. Da. Cum adică nu a venit la firma mea? Dar dumneavoastră cum puteți să-mi demonstrați că ea nu a fost?
Asta trebuie să demonstrați că a fost. Eu nu ea trebuie să demonstrați că nu a fost. Eu am demonstrat prin baza de date că ea a fost. Sunt niște date care eu nu puteam să le iau din altă parte. Ok. Deci mi le-a dat doamna. Nu, mulțumesc că eu alerg la, nu vin pe la proprietarea casă. Deci doamna a hotărât să câștigi niște bani de la cineva acum peste 6 ani și a hotărât să a deranjat-o asta. Nu, nicio problemă, noi răspundem. Numărul de înregistrare, n-am primit niciodată așa ceva, nu știu, dar scriu că e numărul 1. Din data de astăzi și pun ștampila și punem și la doamna. Nu lega, că ai să le bagi pe tăia teamă. O să vă răspundem. O să luăm legătura cu avocatul și o să răspundem. Mulțumim. Vă numiți așa cum scrie pe ușă? Poftim? Așa cum scrie pe ușă, așa vă numiți? Nu, eu nu-i biroul meu ăsta. Ah, ok. Eu sunt Ludmila Chirtoacă. Mulțumesc. Eu sunt Oleg Bregă de la Curaj TV. Da, v-am cunoscut. Bagă și hârtie asta automat. O să trebuiască. Adresa nu s-a schimbat, adică este scris aici. Căușeni, Pușkin 62. Numai ce, că numele. Este la noi? Numai că numele de familie s-a schimbat, că s-au măritat între timp. Și doamna este de acord să-mi dea numele de familie sau o să spună că de unde le are? Dacă e petiție, nu mai încape îndoială. Nu mai încape îndoială. Sper să vă lămuriți și să iasă cu pași. Sănătate. Dacă nu o să o agitați dumneavoastră... Eu încerc să o încurajez să-și apere drepturile. Am eu așa o, un hobby. Sănătate, la revedere. Pleacă aici afară.